Salutare, dragii mei! Astăzi împreună cu voi vreau să pregătesc o plăcintă de-a bunicii mele. Plăcinta care se, cu foi care se întind așa pe o bucată de mătasă, da? Pe o bucată de față de masă sau ceva, da? Deci așa arată plăcinta mea. Este o plăcintă extraordinar de aromată, crocantă și moale totodată. Deci dați să tai să vă arăt cum arată. Deci așa, eu tai o bucată de plăcintă. Ea este foarte moale și nu chiar așa de bine să taie. Dar totuși, tăiem o bucată. Încă așa arată plăcinta în tăietură. Este plăcintă cu brânză. Deci, uitați-vă ce bunătate, da? O nebunie. Încă așa arată. Deci vă doresc poftă bună, dragilor, și încercați și voi rețeta aceasta. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați câte un like, distribuiți rețetele mele și scriți în comentarii dacă vă place ceea ce fac. Puteți mă urmăriți pe Instagram. Eu lăs linkul la Instagram mai jos în descriere și totodată vă recomand să vă uitați, să urmăriți canalul lui Anișoara Talmazan, pentru că este un canal foarte frumos, să zic, cu multă dispoziție, pentru că ea acolo pune multe filmulețe hazlii, așa că vă recomand cu încredere. Vă pup și numai bine! Eu acum fac un ceai și voi pa! Atenție, atenție, toată lumea este în carantină. Vă îndemnăm să nu ieșiți afară. Doamne, ferești și apără, mă! Și asta, măi! Vintarel și lumătică! Mă părți în de-al mama, i-a spus. Tu fii sfârșitul lumea și-ați vintarel și măi, eu pe la magazin mă duc, pe la magazin, repede! Așa, deci pentru aluat vom avea nevoie de... Aici am 550 de grame de făină, da, să vedem, a să meargă toate sau a să mai trebuiască. Avem nevoie de 2 linguri de oțet, de 2 linguri de ulei, de o linguriță de sare, avem nevoie de un ou și 2 păhare. Aceste 2 păhare a să le împlim cu apă, da? Deci, aici la ou adăugăm apa, e ca așa, în acesta păhar adăugăm oțetul, adăugăm uleiul și adăugăm sarea și împlim paharul cu apă. Ia ca așa. Deci, în felul următor, amestecăm bine și aist pahar și aistland pahar și apoi ne apucăm de frământat. Așa. Amestecăm bine aici oul. Apa să fie așa, la temperatura camerei, să nu fie nici fierbinte și nici rece tare. Să fie la temperatura camerei. Așa. Și amestecăm între island. Așa, luăm un bol și turnăm apa cu oul și apa cu uleiul și cu oțetul și sarea. Mai întâi de toate începem a amesteca făina cu o lingură, făina să fie cernută și ar fi de dorit făina să o alegeți așa mai de asta de calitate. Amestecăm până ce așa ia, am adăugat făină și dacă să ne mai trebuiască, a să mai adăugăm. La acest aluat trebuie răbdare și trebuie amestecat bine, 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 în jur de 10-15 minute, ca să vă primească un aluat foarte, foarte elastic, deoarece, ca să nu se rupă când a să întindem foile pentru plăcinte. Încă așa. Mai adăugăm, cred că să adaug toată făina, e ca așa, aici am avut 550 de grame. Acum o să vedem dacă să ne mai trebuiască, să mai adăugăm undeva vreo 10-20 de grame de făină. A să vedem cum o să avem nevoie.
Așa, deci adăugăm aluatul pe masa de lucru și începem a frământa. Vreau să vă spun că la aceste plăcinte ar fi de dorit să fim fără unghii, dar în cazul meu n-a să îmi scot unghiile, da? A să fiu mai atentă, pentru că noi când a să întindem foile, să nu le aninăm cu unghiile. De asta și spun. Dar eu o să mă stărui să fiu atentă. Deci, după cum vedeți, aluatul încă este puțin lipicios. Atunci eu o să iau făină și o să presor. Asta tot depinde și de oul care o să-l puneți. La mine a fost XL, adică a fost un ou mare. Așa că tot depinde. Dacă o să vedeți că este lipicios, o să mai adăugați făină. După cum fac eu, da? În timpul ăsta nu adăugăm făină multă, că când vedeți că se lipește, adăugăm. Nu, trebuie frământat bine și dacă atunci, în cazul acela, atunci mai adăugăm făină. Dar până ce, frământăm, ia ca așa ea, bine, bine, îl rupim așa ea, îl întindem și îl frământăm în jur de 10-15 minute. Să ne primească un aluat foarte, foarte elastic. Voi puteți să spuneți că, uai, 10-15 minute de frământat, mai bine mă duc să cumpăr plăcinte. Da, puteți să o faci și pe asta. Dar și ea, când frămânți și când faci ceva de casă, să știți că lucrul ăsta, nu știu cum pe alții, dar pe mine mă liniștește. Și mie îmi place foarte mult să frământ, chiar și o oră pot să frământ. Pentru mine asta nu e un deranj, nu mă deranjează chiar deloc. După cum vedeți, când noi rupim așa aluatul, el de-amă se formează elastic. El nu se rupe. Păi asta este secretul în plăcintele acestea, că când întindem foaia subțire, da, nu trebuie să rupă, din cauza că dacă voi nu frământați aluatul bine, ele se rupă. Dar dacă ați frământați aluatul bine, 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 ele nu or să rupă. Așa că frământăm, frământăm, mai cântăm o cântare, ne mai gândim la ceva frumos și frământăm. Frământăm, frământăm. Vedeți că eu nu mai adaug făină, pentru că el e puțin lipicios, dar încă dacă să-l mai frământ, el n-a să fie lipicios. Așa că frământăm. Deci, aluatul nostru este gata. Uitați-vă la el. E ca și trebuie să aveți un aluat foarte, foarte elastic și foarte bun. Acum îl lăsăm pentru 20 de minute să se odihnească. Așa, pentru umplutură avem nevoie de 500 grame de brânză de vaci, e ca de asta, așa, tvorog. Acum punem sare și ou. Până ce am adăugat un ou, amestecăm așa cu mâna. Dacă ați mai trebuiască, ați mai adăugăm, dar după cum văd eu, n-ați mai trebuiască. Așa, am amestecat și brânza, o dăm la frigider până ce se odihnește aluatul nostru. Așa, deci aluatul nostru s-a odihnit, uitați-vă cât e de elastic. Acum, asta îl împărțim undeva în 8 bucăți sau 10. Așa, deci la mine s-au primit 7 biluțe, ia că așa, uitați-vă ce a luat ascultător. Mai departe ce facem? Luăm o farfurie, o ungem, ia că așa, ia cu ulei. Bine, bine, încă așa ia. Și începem să întindem foile, să facem așa niște turte, da, să zic. Încă așa. Și le punem aici în strachina aceasta cu ulei. E ca așa aici, a? Acum adăugăm și peste ea ulei. E ca așa. Și ungem. O ungem așa cu ulei bine, bine. Ca să nu se lipească una de alta, că noi ia să le luăm. Da? Să le dezlipim. Și luăm alta. Și tot așa în felul următor, până și le punem pe toate. Așa, deci le-am pus pe toate aici, le întoarcem, e ca așa, le luăm și le întoarcem și le lăsăm în felul următor
10 minute. Luăm o față de masă sau o bucată de materie, să fie materie, da? O întindem așa ea pe masă și acum ne apucăm să facem plăcintele, să întindem mari, da? Deci așa, luăm câte o foaie, câte o turtă, da? Și o punem aici, aici le dăm deoparte să nu ne încurce. Și începem să întindem. Mai întâi de toate întindem așa ea. Încă așa. De cine trebuiește așa o față de masă ca să o putem întinde, da? Încă așa o întindem. Întindem bine, 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 ca să fie foarte, foarte transparentă. Video acesta se primească foarte lung, deoarece e mai mult de lucru cu plăcintele este. După cum vedeți, aluatul este superb. Până ce nu se rupe, dar chiar dacă se rupe un pic, asta nu înseamnă că gata, nu se primește. Mai este că se mai rupe, dar și să facem, asta e. Deci, întindem bine, bine. Încă vedeți, dacă este masa mică, nici nu se mai primește așa bine, dar totuși, e ca așa. Întindem bine. Deci, ați văzut cum întind eu, da? Opresc video și o întind mai departe ca să nu se primească video lung. Deci, vreau să vă arăt un moment. Ia că, de exemplu, aici la mine s-a rupt, da? Ruptura nu se întinde mai departe să se rupă, da? Ea rămâne așa. Deci, asta este secretul. La acest aluacă trebuie frământat foarte, foarte, foarte bine. Să știți lucrul ăsta, da? Uitați-vă ce bine se întinde, vedeți? Se întinde super, super, super. Așa, deci, am întins. Acum trecem pe margină și tăiem mărginuța aceasta care ea este mai groasă, da? Ia ca așa ea. Încă așa, drept pe margină trecem. Așa cum ea este. E ca așa ea. Și strângem. E ca așa. Deci așa. Mai departe. Mai departe o stropim cu ulei. E ca așa ea. Încă așa ea. Luăm partea aceasta și o aducem aici, ea. Încă așa ea. Tac, încă așa. Ca să lipește, trebuia mai mult ulei să pun. Deci, așa ea. Mai departe. Am pus brânza, da? Și începem să rulăm. Dar mai întâi de toate, până ce a rula, a să facem ea ca așa ea. Ia ca așa ea. Ia ca așa ea. Ia ca așa. Și rulăm cu ia ca așa ea. Ia ca așa. Și am rulat-o. Acum, mai departe, a să o rulăm ia ca așa ea. De jur împrejur. Și aici am o formă. Și a să o pun la mijloc. Deci, o pun la mijloc. Acum încep altă plăcintă și o rulăm până ce împlem tava cu plăcinte. Și așa în felul următor terminăm toate plăcintele. Dragii mei, am făcut plăcinta noastră. Uitați-vă ce e de mare. Acum aici am bătut un ou și a să o ung bine, bine, bine pe suprafață. O dăm la cuptorul preîncălzit la 170 de grade.
Undeva până pe 30-35 de minute. Când vedeți că se ruminește bine, o scoatem. Așa, o ungem bine, bine, bine. Așa, o dăm. Deci, plăcinta noastră este gata, este fierbinte, că acum am scos-o din cuptor. A stat 35 de minute la mine. Este foarte crocantă, după cum vedeți. Aici am apă cu ulei și a să o ungem așa ea, ca e să devie moale, da? Încă așa ea. Vedeți cum sare, pentru că este foarte crocantă deasupra. Și e că asta e toată rețeta, dragii mei. Vă doresc poftă bună și numai bine!